tema lui Ricky. Bună ziua și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like și share. Da, revenim și să le prezentăm și lor. Deci Ștefi ne-a prezentat următoarea problemă. M-ai luat cu covrigul tău și l-am uitat să pornesc. De măcar să aveți filmată. A fost în direct. Da. Toată discuția noastră, dar după ce noi terminăm, nu mai rămâne filmul de acolo. Rămâne doar pe cameră și doar în felul ăsta ajunge. Uite la... Uitați ce vrem astăzi. Da, bun. Gata. Deci atenție multe copii. Deci vă spuneam așa. Ștefi ne-a întrebat, care din numerele acestea, 511, 323, 322 și 512, care din ele, care din aceste numere poate fi socotit ca fiind perimetrul unui romb? Da? Și rombul știm că are perimetrul de 4 ori latura, că laturile sunt egale. Și de fapt autorul a spus, știți voi care din numerele acestea sunt parte exact la 4? Care din ele? Și noi am pus la punct acum o tehnică și voi ați reținut că numărul se împarte, un număr se împarte la 4 dacă ultimele două cifre se împarte exact la 4. E bine, acesta 11 nu se împarte la 4, 23 nu se împarte, 22 nu se împarte și 512. Și acum vrem să arătăm, am și arătat aici mai multe lucruri, am arătat care e motivul pentru care nu mai cercetăm cifrele din fața zecilor, adică sutele, miile, zecile de mii, nu ne mai interesează, până o să împarte. Deci vine 4 în 5 odată, Ștefan, ne-a trebuit să mă ajut. 1 4 4. 4 4. 11, 4 11 merge de 2 ori. De 2 ori, așa, de 2 ori. 4 4 8. 11 minus 8. 3. 3. Și 2. 4 ori 32 merge de 8 ori. 8 ori, 4 ori 32. Gata. Deci am făcut prima problemă și ai înțeles bine, nu? Condițiile astea. Cum să vorbim mai departe, următor. Cum? Suma laturilor paralele ale unui trapez. Suma laturilor paralele ale unui trapez. Trapezul ce are? Două laturi paralele, da? Da. Deci așa arată trapezul copiilor. Arată. Așa. Deci așa este, un trapez oarecare, iar dacă aici îi punem perpendicular, e trapez dreptunghi, da? Ăsta e un trapez oarecare, aveți trapezul să o circundă, astea două neparalele sunt egale? Da. Așa. Suma laturilor este egală cu 113 cm. Adică perimetrul. Nu, suma laturilor baza mare plus baza mică. Deci suma laturilor baza mare plus baza mică este egal cu cât? Cu? 113 cm. Adică AB plus DC fac 113. Bun, 113. Află perimetrul trapezului dacă suma laturilor neparalele este egală cu 19 cm. Deci, pe de altă parte, DA plus CB, DA plus CB fac împreună 19, parcă, nu? Da. Mai mică decât suma laturilor paralele. A, asta e mai mică cu 19 față de suma laturilor neparalele. Deci, practic este din cât era suma înainte, mai puțin 19. Deci vă spune că este 113 minus 19. Și cât face? 9 din 13, 4. Da? 1 din 0, face 94. 94. Da. 94 centimetri. Da? 94 cm este suma celor neparalele. Da. Deci asta și cu asta fac 94, iar celelalte două, astea adunate, fac împreună cât astea adunate? Fac 113. Și perimetrul cât va fi? Astea două fac împreună 94. Și atunci cât va fi perimetrul? Suma tuturor. Adunăm pe 113 și cu 94, nu? Da. Deci perimetrul lui A, B, C, D este egal cu 94 și plus 113 și egal cu? 204. 207, care? Corect. 4 și cu 3, 7, 10, 207 cm. Da. Bun, altă problemă? Astea două probleme. Avem și hai să vedem ce au ei. Ștefania, mobilizare totală. Avem multe. Iau că o multă. Hai de mine și ne face. Ricky,
Ai luat maculatorul tău? Da. Păi deschide-l că pe ăla trebuie să stăm mult la palavre. Hai. Avem pagina. Hai. Pagina 84. M-ai speriat, mă. M-ai speriat. Dacă vrei să vă arăt. Eventul. Nu merg. Și eu am aici, deci. Băi, lasă, foarte mult. Hai repede, hai să vedem. Deci, ce unul l-am făcut, îl facem pe cel. Da? Ce unul l-am făcut? Lasă! Ricky, tot exemplu. Gata, ce deși e, da? Gata, pornim la treabă. Află valoarea necunoscutei. Ricky, o facem ce de E. Pe ce, da? Da. Ce de E. Bine. 3 înmulțit cu paranteză dreaptă. Eu folosesc punctul copii, da? Da. 3 înmulțit cu 912 minus 114 ori 7 într-o paranteză rotundă, așa, împărțit la 3 plus 918 minus 192, 192, ori 3, în paranteză împărțit la 2, paranteză dreaptă, plus 18, ori 13, minus 208, minus 208, în paranteză înmulțit cu 4. Hai să vedem egal mai departe cu... Am rămas în spate. De ce ați n-ați scris și voi? Am scris. Eu nu. Poți să fac eu? Putem. Da? Ei, dar nu e. Ce-aș mă geamță? Ba nu. Ok, trebuie cel mai puțin să zic. 200. Ok, poate. Da. Poftim? Nu ajung chiar acolo. Așa, unde ajungi tu? Aici. Bine. 3. Ori. Paranteză pătrată. Paranteză rotundă. 9. Ce adică să facă? 14 minus. 7. Ori 4. 28. 84. 2 rețin. Așa, mai aproape aici ca să fie. 8 aici. 9. 7, 2, 9, 7, 1, 7. Da. Deci am făcut înmulțirea, da? De acord? Nu scădem mai întâi din 912 de 114. Mai prostii. Da. Spățit 3 plus 908. E bine, bine. Da? Plus 918 minus 192 ori 3 ori 2, 6 minus aici, da? 3 ori 2, 6, un pic mai în dreapta, așa ca să-mi țin capăt. 3 ori 9, 27. 27. 2 rețin. Da. 3 ori 9, 3 și cu 2, 5. Chine paranteza, împărțit la 2. Împărțit, nu eu? Împărțit, peste tot împărțit, da. Împărțit la 2, plus împărțit la 2. Paranteza pătrată. Așa. Plus 18 minus 3. 5 ori. Ori 13. Ior. Da, păi în punctul. Pot să fac de parte, de parte, neapărat. 18 ori 13 și tu. Tatăl meu am un 5. Ori 13 este egal cu... Prescriu 2 rețin. 3 ori 32, 5. 8. 1. 4. 13. 234. Deci spunem 234 minus 208, totul de mulțit în paranteză, rotundă cu 4, este egal cu, cine să vedem de desubt, egal cu 3 înmulțit cu, ce să facem acum? O să paranteză. Facem paranteză rotundă, da? 3 ori. Paranteză rotundă, se vede, da, se vede. 8 din 12, 4, 7 din, 7. Nu 9, 9 din 10, 9 din 10, 1, și 7 din 8, 9, din 8, că am încălutat, 1, așa, împărțit la
să le iei. Crezi că mai are rost paranteza asta rotundă? Nu mare. Că n-ai făcut calculul parantezei rotunde. Apoi paranteza pătrată devine paranteza rotundă. Sigur că da, putem gândi așa, paranteza rotundă. Plus. 8 minus 6 plus. 2. 1 minus 8 minus 7. 3 cu 11 minus 7, 4 și 8 minus 5, 3. 8 minus 5, 3 împărțit la 2, închidem paranteza rotundă, așa, plus, să facem și scăderea de acolo. Mutăm 10 minus 8, 2, 3 cu 4, 6. Da, iată ce șmecherie este. Nu ne spui șmecheria asta care o ai tu. Deci, ne împrumutăm și din 10 aceea scade pe 8 și rămâne 2 și cu 4 ăsta de 6. Foarte tare chestia asta. Și nu ne spui și nouă. Aici nimic. 2 și nimic, da. 4. Și egal mai departe cu, să spunem, egal cu 3. Și acum să facem împărțirea la 3, nu? Așa. Cât doar să facem împărțirea asta la 3, ce părere ai tu? Să faci exact? Suma cifrelor sale se împarte. 1 și cu 1, 2 și cu 4, 6. Se împarte, sigur se împarte. Așa. Și 3 în 11 merge de 3 ori. 3 ori 3, 9. 24 de 8 ori. Da? Da, de 8 ori. 3 ori 8, 24. Plus. Se poate. Se poate și aici, pentru că ultima cifră este pară, da? Da. 3 în, 2 în 3 odată. A, rămâne vezi. 1 și cu 4, 14. 14 împărțit la 2 merge de 7 ori. 2 în 2 odată. Sigur că da, închidem paranteza rotundă, plus 26 ori 4. 8, a, da. Da. 4 ori 6, 24. 4 ori 2, 8, 10. Și egal mai departe cu 3 înmulțit cu... 3 înmulțit cu... 1 și cu 8, 9, 13 cu 7, 10, 209 plus 104. Adunăm 209 cu 104. Nu, 3 loc. Aaa, trebuie să mulțim între. E egal cu 3 ori 9, 27. 27 care este 9, 3 ori 2, 6 plus 104. 4 este egal cu... Scriu aici sau scriu? Acolo, în continuare, egal cu 4 și 7. 4 cu 7, 11. 1 și 1. 2. 2 și 1, 3 același, 6 și 1, 7. Răspuns corect, 731. Și acum trebuie să scriu și eu pe caiet. Da. Răspuns corect, 731. Nu mai fac eu la tablă. Păi nu știu ce tot, că trebuie să scriu. Așa, mai. Ei, nu, dar nu stau și aștept. Scrie tu de la rix. Scrie acasă. Scrie acasă, sigur că da. Păi și nu mai ești la tablă, vezi? Că tu ai vrut asta. Da. Mai ce este că mai complicat cu valoarea necunoscută. Hai, aici mă duc. Află valoarea necunoscută următoare. A plus 49. A plus 49 împărțit la 9. Egal 37. Rest 6. Rest 6. Deci când îl împărțim pe ăsta deșteptul de împărțitul, nu? La 9, ne dă 37 și rest 6. Da. Adică ar trebui să ne amintim teorema împărțirii cu rest. Am vorbit ieri. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și doamna ne spunea că să ne imaginăm că A plus 49 în paranteză este A împărțit 9 și A împărțit 9, să spunem, ca să aflăm că așa, scriam 37 ori 9 plus... Mă, copii, de vă închinuiți așa, mă, uite-te ce am scris eu aici. De împărțitul egal cu împărțitorul, oricâtul plus restul, asta e șmechirea toată, da? Bun. Și atunci, de împărțitul ăsta e tot. De împărțitul ăsta este. Împărțitorul ăsta este. Da? Restul este ăsta. Nu, restul este aici, pardon. Restul este aici. Câtul împărțit? Da.
cât împărțit. Și atunci, de împărțit, adică s-a tot, A plus 49 este egal cu, zice, împărțitorul, adică 9, ori câtul, ori 37, plus 6, plus restul. Da, așa facem. Simplu. Da. Deci, de împărțitul, egal cu împărțitorul, ori câtul, plus restul. Și facem. Și acum, facem calculul. Să zicem A plus 49 egal cu 9 ori 37, se fac 9 ori 7, 7 ori 9, cât fără? 7 ori 9? 63. 63, 3 și 6 îl reținem. 3 ori 9, 27. 27 și cu... 3 ori 9. Parcă așa facem. Da, 27. 3 ori 9. 9, da, 27. 27, da? Da. Și cu cât înainte? Cu 6. Deci nu erau de la 7 ori 9, 63, nu? 33. Da? 27 și cu 6. Da, la 27 îmi pun un 3 ca să fac 30, le iau din 6, 33. 33 plus 6. Echivalent cu A plus 49 egal cu... Profu? Da? 9, 37. A, da. Mai facem o dată. Nu, 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 nu. E bine? Da. Deci 9 ori 7 ori 9 ori... Dacă ar fi fost de 10 ori, făcea 370. De 10 ori, nu? 37 ori 10, făcea 370. Așa mai puțin, de 9 ori bine. Și mi-a dat 333, mi se pare corect. 3 ori 7 ori 9, 63, 3 și 6. 9 ori 3, 27. Putem scădea... Da, am frate, A plus 49 egal cu 339. Cam adunat 36, da? 339. Și acum scădem din ambii membri pe 49, nu? Că suma lor este atât, da. Scădem pe 49. 9 minus 9, 0. Și atunci A egal cu 9 minus 9, 0. 10 minus 6. 10 4 minus... din 13 face odată cât? 4 din 13, da? 4 din 10, 6 și cu 3. 9, nu? 4 din 13 egal cu 9. Da. Și... Minus și 2, 2, 2 rămâne. 290. A egal cu 290 este răspunsul corect. Mergem mai departe, da? Hai mai rapid, sigur că da. Cum spui tu, mai rapid. Așa. Vă dictez eu. Zi-mi dictează. 930. 930. Paranteză. A minus 3. Ce să facem 11? Împărțit. Împărțit la paranteză rotundă. A minus 3. A minus 3. Egal. Minus 13. A minus 13. Da. Închideți paranteza. Egal. 9 rest 3. 9 rest 3. Rest 3. Eu merg cu șmecheria. De împărțitul, da? A, da. Nu. Greșit proful. Lasă-mă, mamă. Dar aici nu. Mai 930. Mă contrazic din toate punctele de vedere. Mă, stai. Profu. Da. Mă contrazic din toate punctele de vedere. Mă contrazic, lasă-mă, mă contrazic, rămâi așa. Deci, da. De împărțit, egal cu împărțitorul, A, minus 13, ori câtul, câtul este 9, ori 9, plus 3. Am scris teorema asta. Și după, 9, scrii. Și... A, da, scris. Da? Și echivalent, 930, scriu din nou, 930 este egal cu... 930, ia să fac eu asta. Minus 3. Îmi închipui aici că am o adunare, între ăsta și ăsta și rezultatul ăsta. Ca să-mi iese asta, scad din 930 pe 3, nu? Da? Din 930 scădem pe 3. Și vine cât 930, dacă scădem pe 3, înseamnă 927 egal cu A minus 13 ori 9. Ori 9. Și acum, copii, când am de mulțit două numere și am rezultatul, unul din ei înseamnă ăsta împărțit la celălalt. Deci produsul a doi termeni da, este 924. Da. Și ca să-l aflu pe unul din ei, împart pe ăsta de aici rezultatul la cel pe care îl știu. Deci,
A minus 13, A minus 13, va fi egal cu 927 împărțit la 9. Ce părere aveți? Se parte la 9? 927? Da, corect. Pentru că 9 și cu 2... 9 și cu 2... Da, stați, oare, prof. Oare, aici nu mai e o șmecherie cu ultimele cifre? Nu, e suma cifrelor. Ah, ok. Mă, dar am vorbit... Deci da, 18, ce se poate? Da, 9 și cu 2. Îi dau mai departe că merge, da? De unde e minus 3? De unde e minus 3? Păi, copii, ia să vedem. Dacă am rezultatul adunării a două numere, deci ăsta și cu ăsta fac atâta. Pentru a găsi unul din termenii adunării, nu scădem din rezultat, din sumă, pe celălalt. Uite, uite, 7 egal cu x plus 3. 7 egal cu x plus 3. Cu cine este egal x-ul de aici? Cu 7 minus 3. Da, hai, ce nu mai știi. Deci, când am rezultatul adunării. Rezultatul adunării e 7. Și ca să aflăm pe unul din ei, scădem din 7 pe 3. Da. Deci, cât este x? X de aici egal cu 7 minus 3. Deci, egal cu 4. Da. Aceeași situație este și aici. Atenție, noi. Deci, rezultatul este dintre ăsta adunat cu 3. Și atunci ăsta de aici este 930 minus 3. Da? Minus 3. Și cât este 930 minus 3? 927. Corect, da. Egal cu ăsta, cu A minus 13 ori 9. Foarte corect. De unde scoatem acum noi? Mi-am vorbit împreună. Acum suntem la etapa de înmulțire a două numere. Când înmulțesc două numere și am rezultatul, ca să-l găsesc pe unul din ei, unul din numere să-l descoper, împart rezultatul 927 la 9. Da. Deci A minus 13 este egal cu 927 împărțit la 9. Și împărțirea asta se face exact. 9 în 9 merge odată, 9 în 2 de 0 ori și 9 în 27 de 3 ori. 103. Da. Și apare că A minus 13, A minus 13 egal cu 103. Și acum, Noemi, dacă știu rezultatul scăderii, ca să-l aflu pe descăzut, adun la rezultat scăzător. Așa se face. Deci de aici rezultă că A egal cu 103 plus 13 și care îmi dă ca rezultat 116. Da? 116. Mergem mai departe, pictează în alte exerciții. Este pictează de pătrat. Hai, hai. Paranteză. Stai. Da? Dacă tu nu ai fost atent, foarte bine că aștept. Paranteză pătrată. Da. 428 împărțit la paranteză rotundă A minus 28 scrie paranteza rotundă minus 25 ori 3 și închide paranteza pătrată ori 8 egal cu 256. O să... Hai să vedem. Scriem 428. Adică tu spui așa, avem o mulțire dintre două numere, paranteza e un număr și ochiul este unul, cel de-al doilea și îmi dă rezultatul. Da. Ca să aflu paranteza, împart pe 256 la 8, nu? Da. Deci zicem, 428 împărțit la A minus 28. Da, în timpul ăsta putem face și 25 ori 3. Unde 25 ori 3? Acolo. A, da, acolo le putem face, da? 25 ori 3 face cât? 75. Da, 75. 75. Deci facem tot ce se poate face altfel, da? Egal cu... 256 împărțit la... 8. 256 împărțit la 8. Și zicem, cât face are 256 împărțit la 8? Și vedem rezultatul. 8 în 25 de 3 ori, 3 ori 8, 24, rămâne un 1. 8 în 16 de 2 ori, da? 32. Și zicem acum, din nou, 428, vorbește, 428 împărțit la A minus 28, minus 75 egal cu 3. Egal cu? 32. Crezi că mai are rost paranteza dreaptă, nu mai are, nu? Acum putem să facem
40. Spune-mi așa, avem o scădere dintre ăsta și scăzut. Ăsta e egal și știu rezultatul. Da. Ăsta este descăzutul și este scăzător. Atunci descăzutul este egal cu rezultatul scăderii adunat cu 75. Da, asta vreți. Ia spune-mi, te rog. 428. 428. Împărțit la A. Minus 28. 28 egal cu 75 plus 32. Perfect. Adică 428. 428. Nu, se face și calculul ăsta. Egal mai departe cu 7. Și 10. 10. 107. Deci 428 împărțit la A minus 28 egal cu 107. Corect. Și acum am ajuns la un exercițiu. Cunoscut. Da. Am, ăsta e de împărțitul, ăsta e împărțitorul și ăsta e rezultatul, da? Și restul nu există. Corect. Și atunci zicem 428 împărțit 70. Aici rezultă 428 este egal cu împărțitorul A minus 28 ori 107, da? Ori 107. Am descris teorema împărțirii cu rest. De împărțitul e egal cu împărțitorul ori câtul plus restul care mai e plus 0. Poftim, nu mai are rost să scriu, nu? Și acum, ca să găsim unul din termenii înmulțirii, unul din factorii înmulțirii, zicem, ăsta de aici, A minus 28, deci rezultă că A minus 28 este A minus 28 este egal cu 428 împărțit la 107. Care e egal cu cât? Ca 1 în 4, din 4 ori. Exact, corect. 4 în 7, 28, 4 în 4, perfect. A minus 28 egal cu 4. A minus 28 egal este egal cu 4. A egal cu 28 plus 4. A egal cu 32. A egal cu 28 plus 4 și egal cu 32. Foarte bine am mers până aici. Iată, am făcut și pe acesta. Cine urmează acum să... Toți Ștefi spune. Toți Ștefi. Avem până la G. Mai avem 1, 2, 3, 4. Așa. În paranteză rotundă, A ori 2. A ori 2 în paranteză rotundă, da? Plus 12. A ori 2 plus 12. În paranteză rotundă, împărțit la 4. Da. Egal cu 88, rest 2. 88, rest 2. Ștefania, repede, tradu. Acum facem... De împărțitul, adică cine? De împărțitul, adică... Paranteza rotundă. Da, paranteza rotundă. A ori 2 plus 12. 12 este egal cu? Egal cu... Împărțitorul 4. Adică... Egal cu 88, 4 plus 2. Așa. Plus 2. Și de aici merge foarte repede, zicem. A ori 2 plus 12. A ori 2 plus 12 este egal cu 4 ori 8. Vorbește. Vorbește și lucrează. Te uiți numai căițelul tău. 4 ori 8. 4 ori 8, 32. Deci scriu 3 ca țin. 4 ori 8, 32 și cu 3. 35. Plus 2. Da. Care face 354. Da. Deci zicem A ori 2. Plus 12. 354. Da. 354. Și? Da. Atunci? A egal cu 2. A ori 2 egal cu, scădem pe 12 din 354. Deci de aici rezultă că A ori 2. Zi mai... A ori 2 egal cu 354 minus 12. Care face cât scăderea asta? A ori 2 egal cu... 342. Deci A ori 2 egal cu 342. Și acum A egal 342 împărțit la 2. Să faci împărțirea asta exact? Da. Sigur să faci. A egal 2 în 3, 3 merge o dată, 14 în 2 merge de 2 în 14. 2 în 14 merge de 7 ori și 2 în 2 merge o dată. Dată. Și s-a terminat exercițiul. Mergem altă, altă repede. În paranteză rotundă,
că 326 ori 3 plus 10 închidem paranteza rotundă, împărțit la egal 6 rest 4. 6 rest 4. Ce facem paranteza logică? Deci se face ca să vedem de împărțitul total, da? Ar fi așa. Nu, să scrim teorema împărțirii cu reși, că nu ne-am gândit treabă. De împărțitul, adică 326 ori 3 plus 10, asta e de împărțitul, egal cu împărțitorul A, ori câtul 6, plus 4. Am tradus-o foarte repede. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus... Și zicem, 3 ori 6, 18. 3 ori 2, 6 cu 1, 9. 3 ori 2, 6 și cu 1, 8. 3 ori 2, 6 și cu 1, 7, pardon. Da? 3 ori 3, 9. Da? Plus 10, adică egal cu 6 ori A, pot să scriu și eu. A ori 6 și 6 ori A, tot una este. 6 plus 4. Și 378 plus 10 ne dă... 388. De acord? 988. Da, plus. E plus, nu e minus. E plus 10. Păi, dar nu am zis. Da. 988 egal cu 6 ori A. Asta din cauza că tu stai cu ochii foarte aproape. De că ai țier și ai început să ai probleme, să știi. Nu-ți dai seama. Da, uitam la tablă. Acum. Bine. Deci avem așa, 988 egal cu 6A plus 4. Împărțim, scădem în 4, adică 6 ori A, 6 ori A egal cu 988 minus 4, așa este ștefii? Da. Ca să scădem, trebuie să scădem neapărat și egal mai departe cu 984. 988 scădem 4, 984. Dacă 6 ori A, 6 ori A, egal cu 984. Cât este A? Acum A egal cu 984 împărțit la 6. 984 împărțit la 6. 84 împărțit la 6. Sunteți siguri că se da, face împărțirea da, asta? Da, pentru că este... 84. La 2 se împarte? Da. Dacă are 6, are un corporat în 2. Și bine. Așa. Dar 6 mai are și un 3 încorporat. Și ia să vedem, asta se împarte și la 3? Da. 8 și cu 4, 12 și cu 9, 21. Se împarte la 3, deci se va împărți la 6. Da, deci, da? Repede și cât facem? O dată. 164. O dată. Rămâne 38. 6, 6, 38, 2 rămâne 4, 24. 24, 6 în 24. 164. 64. Da. 164 este rezultatul. Altă ieșiciu? A minus paranteză pătrată. 900. A minus paranteză pătrată. 932 minus paranteză rotundă. 628 împărțit la 2 minus 236. Închidem paranteza rotundă. Ori 3 închidem paranteza pătrată împărțit la 2 plus 168 ori 4 egal cu 2000, da? Rapid. Repede. A minus. Trebuie să facem toată, tot calculul ăsta aici. Deci A minus. Hai să zicem, 932 scăzut. Începem în paranteză rotundă. 2 scăzut? A, nu. Trebuie să facem împărțirea, da? Împărțit 2. Da, facem 2 în 6 de? De 3 ori. 2 da. În 2 odată. Așa. 2 în 8 de 4 ori. Minus 236. Închidem paranteză rotundă. O 3 în paranteză pătrată împărțit 2 plus... plus 4 ori 1 cu 2 6.
672 egal cu 2000. Da. La capăt. A minus, paranteză rotundă. Nu, rotundă. Da, rotundă. 932 minus 10 minus 6, 4, 4, 4, 4, 8. Deci 14, 6 din 14, 8, ai zis bine. 3 din 1, 3 din 10. 3 din 10, 7. Și 2 din 2, nimic. Da. 78 ori? Ori 3, închidem paranteza. Ori 3, da? Da. Închidem paranteza rotundă, că s-a transformat asta. Împărțit 2 plus 672 egal 2000. Dar nu putem să facem egal cu 2000. Minus 672? Așa vreau. Așa, foarte bine. Da. Egal cu 2000. Egal cu 2000. Așa, minus 672. Echivalent cu? A minus. Vorbește tu, Stefania. A minus. Minus 678, 3. 3 8. 94, 4. 3 și 1. A minus. A minus. 4 din 12, 8. 3 din 12, 9. Și 2 din 8. 2 din 8. Cât face? 7, da? Da. E bine, 2 din 8 fac 7? Fac 6. 6, da? 6, bun. Împărțit. 2. Împărțit la 2, ăsta, da? Egal cu 1324. 28. 28, da. Și? A minus. A minus. 2 în 6 de 3 ori, 2 în 9 ori. 2 în 6 de 3 ori, 2 în 9 de 4 ori, 4 de 8 și 1 nu vreți. 2 în 18? De 9 ori. 9 ori egal cu 1328. Și A egal. A egal cu? Fiindcă aici este... 1328 plus 349 și egal mai departe 98, 17, 71 2 cu 4, 6 și cu acel 1, 7 3 cu 3, 6 și cu 1 rămâne 1 1677. Și mai avem unul după încă probleme? Hai să vedem. 9 ori și după paranteză pătrată. 9 ori și după aceea paranteză pătrată. Și deschideți o paranteză rotundă. Da. Și așa. 342. Da. 342 minus A ori 7 ori 3. A ori 7. Ori 3. Da. Închidem paranteza rotundă împărțit la 2 plus... Paranteza rotundă, deschide. 639 minus 13 ori 6 ori 4. 64. Închidem paranteza rotundă, împărțit la 3. Și închidem paranteza pătrată. Da. Egal cu 1008. Egal cu 1008. Și începem cu... 9 ori. Începem de la capăt, da? 9 ori. 8, paranteză pătrată, paranteză rotundă, 342 minus ori 7 ori 3. Dar putem face 7 ori 3. A, da. Și ne dă 21. Putem face Ricky. 21, da, se poate. 21? Sigur că da. Minus 21, chiar putem face. 21 ori. Ori A ori 21 ori 21 ori A. Împărțit 2 plus paranteză rotundă 639 minus 13 ori 6 ne dă 6 ori 3 ori 18 18 ori 18
puțin... Dar n-ar fi fost mai bine 78. Nu mai bine să zicem 13 ori 64, ori 24? Bă, 6 ori 4, 24, ca să 13 ori 24? 13 ori 24. 3 ori 4, 12, 12, 1 rețin, 4 ori 1... 4 și 1, 5? 2 ori 3, 6, 2 ori 2. Exact, 2, 1, 3. 312. Minus 312, spun acolo, da? Împărțit la 3, închidem paranteza dreaptă, egal cu 1008, echivalentul, luăm de la capăt. 9 ori. Dacă să nu mai spunem 9 ăsta ori... Da, da. Putem să trecem dincolo. Să zicem 1008 împărțit la 9. Parcă aș avea mulțirea a 2 factori. Da. Unul e 9, celălalt este toată paranteza, deci zicem ce? Paranteză pătrată. Aproape cred că nu mai are rost nici paranteza pătrată. Nu, nu mai are rost. Ba da, nu are rost. Nu mai are rost, sigur că da. Deci 342 minus 21a în paranteză rotundă împărțit la 2 plus, hai să facem scăderea, 2 Din 9. 2 din 9, 7. 7, 1 din 3, 2, 3 din 6, 3, împărțit la 3, așa este, da, egal da. Cu 1008, împărțit la 9. Se împarte oare 1008 la 9, sigur? Da. De ce? 1 și 8 fac 9. 9 împărțit la 9 se împarte. Sigur că da, suma cifră se împarte exact. Deci, se face de o parte 1008 împărțit la 9. Ce va fi? Noemi? 9 în 10 odată. 1 ori 9, 9. 1, 10. 9 în 10 odată. 9, 1, 8. 9, 18 de 2 ori. Deci va face 112, da. Deci vom avea 342 minus 91a împărțit 2 plus 32. Hai să facem și părțile astea. 3 în 3 odată. 3 în 2 din 0 ori. 3 în 2, 7 din 9 ori. Egal cu 112. Plus 109 egal cu 112. Ce facem acum? Spuneți voi ce să facem. Dacă adunarea egal cu 112, înseamnă că unul din termeni este 112 minus 109. De acord? Deci vine 342 minus 91.